Dragi stăniceni, mă simt nevoit să vă dau câteva explicații referitoare la pârtia de schi. Chiar am vrut să urc să filmez în capătul de sus al pârtiei de schi, pentru că tot acolo s-au făcut niște filmări și jos la bază, dar mai ales sus, să vă arăt și eu care este punctul meu de vedere și cum am acționat în această perioadă vis-a-vis de pârtia de schi. Pentru cetățenii care nu cunosc, pârtia de schi a fost la monitorizare timp de 5 ani de zile. Acești 5 ani s-au încheiat în iulie 2019. Respectiv, până în iulie 2019, noi nu am avut posibilitatea să facem absolut nimic acolo, pentru că așa a fost gândit proiectul. Și după iulie 2019, noi am pornit pe un drum analizând acordul de parteneriat, de asociere, care s-a făcut între Primăria Sânii Moldova și Consiliul Județean. Acest acord are ca termen, nu este specificat. Deci orice înțelegere o faci, scrie acolo, o faci pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani, spune că va fi pe o perioadă de cât va funcționa, dar numai puțin de 5 ani. Respectiv, 5 ani au trecut în iulie și noi ne-am sesizat că avem niște probleme în acest acord de parteneriat și încep să vi le spun. Prima problemă este parcarea de jos, de lângă hotelul, restaurantul Cerdac, nu, în fața cimitirului civil de la noi și al eroilor acolo. Acea parcare a fost tot terenul și drumul de la podul de peste Slănic până la pârtie a fost dat de primărie în administrarea Consiliului Județean, ceea ce după 5 ani de zile noi considerăm că trebuie să revină înapoi la primărie, pentru că iluminatul public pe drumul acela nu funcționează, pentru că drumul este la Consiliul Județean. Dumnealor, dacă vor să pornească becurile din parcare și de pe drum, le pornesc, dacă nu, nu le pornesc. Pe de altă parte, noi avem un proiect să modernizăm toată strada Nicolae Bălcescu, să reamenajăm acolo parcări și toate celelalte și n-ar fi corect ca prima parte a străzii să rămână la Consiliul Județean și să stăm noi după Consiliul Județean să ne modernizeze strada și a doua parte să fie la primărie. Respectiv, ne-am dus la Consiliul Județean și am cerut ca această porțiune, această suprafață de teren cu obiectivele respective să vină în administrarea primăriei. Pe de altă parte, acolo sus unde dumnealor au cerut să facă Parc Aventura, în primul rând că au prins pe buget pe 2019 acești bani care nu puteau fi cheltuiți în 2019, pentru că era pârtia la monitorizare. Dar asta nu vreau să fac o acuză. Au prins banii, este foarte bine, dar sus acolo, ca să dăm acest teren pentru Consiliul Județean, trebuie să-l dezmembrăm. După cum știți, în iulie 2019, exact când s-a terminat monitorizarea, s-a aprobat codul administrativ. Codul administrativ spune că pentru a da în concesiune o suprafață de teren, trebuie să o dezmembrezi dintr-un teren mai mare și dai în concesiune după ce ai intabulat cu număr cadastral separat, cu toate respectarea legislației. Noi am pornit pe acest drum chiar imediat ce am primit solicitarea de la Consiliul Județean și avem un schimb de documente. O să-l fac public ca să nu cumva să trăiască cineva cu impresia că vin eu cu invenții. Și la momentul acesta suntem în faza în care trebuie să dezmembrăm aceste terenuri. Am comandat la o firmă să dezmembreze terenurile și în momentul în care le-am dezmembrat și le-am intabulat, sunt 7 terenuri care vor fi dezmembrate. Imaginați-vă, dragi slăniceni, că această pârtie a fost făcută fără o toaletă publică în partea de sus. Și mai vrem să facem și un Parc Aventura. Ce o să facă persoana respectivă când coboară de acolo și are o necesitate fiziologică? Trebuie să ducă în pădure, nu? În sensul acesta noi vrem să reglementăm ca lucrurile să fie foarte bine așezate, nu pe pompieristic. Acest proiect nu a fost făcut cu minte care să vadă în 10 ani, în 15 ani cum se dezvoltă. Cum poți să faci un telescaun care la partea de sus să nu ai o toaletă? Da? 3 terenuri din partea de sus vor fi scoase la concesiune pentru restaurante, cafenele,
în sensul în care turistul să se ducă și vara și iarna și să găsească acolo ceva, da? Un teren va fi pentru Parc Aventura, un teren va fi pentru o pârtie de săniuș și un teren va viza un alt obiectiv pentru tineri. Respectiv, noi la momentul acesta nu am blocat solicitarea Consiliului Județean, dar nu putem să o îndeplinim mai devreme. Exclus ca eu să blochez vreodată o investiție în Stănic Moldova, numai că investițiile nu se mai pot face pe genunchi cum s-au făcut și este singura investiție din fonduri europene pe care primăria Stănic Moldova n-a tras primăria, dar a parteneriat. Consiliul Județean a fost lider de proiect și pentru cei care vor să înțeleagă, care critică că primarul Baciu nu atrage fonduri la momentul acesta, este total greșit. În sensul în care nu am găsit niciun teren, nicio stradă din Stănic Moldova cadastrată. Vă fac dovada oricând că eu le-am cadastrat din sărăcia pe care am avut-o, am cadastrat străzile astea să le punem, să le amenajăm. Fără să fii proprietar pe o suprafață de teren, nimeni nu-ți dă niciun leu vreodată, european în special, ca să îl investești până nu faci dovada că tu, UAT Stănic Moldova, primăria Stănic Moldova, ești proprietar acolo. Și atunci, noi nu vrem să facem proiecte de dragul să vă spălăm ochii, vrem să facem proiecte care să fie sustenabile pe 10, pe 20 de ani, proiecte sănătoase și vă promit că acestea sunt o prioritate. Suntem pregătiți imediat ce se deschid linii de finanțare, suntem pregătiți să atragem fonduri europene. Și l-aș întreba pe domnul Botezatu, pentru că de 2 ani de zile am dat pentru Centrul Salvamont Stănic Moldova, am dat terenul, l-am transferat, oameni buni, în proprietatea Consiliului Județean. De ce de 2 ani de zile nu folosesc acești bani să construiască centrul de Salvamont și dau vina pe primarul Baciu care ar bloca chipurile o investiție Parc Aventura acolo în partea de sus. Nu. Cine vrea să investească la Stănic Moldova este binevenit. Consiliul Județean, dacă are bani, să-i aducă. Dar la momentul acesta văd că se acționează mai mult politic decât tehnic și să se vadă ceva concret. Nu este un secret că acolo sunt mulți susținători din grupul politic, nu? Ca să fim corecți. Nu este, treaba mea nu este să deranjez pe cineva. Fiecare poate să aibă ce opțiune politică dorește. Vreau doar să fim corecți, vreau să nu mințim cetățenii noștri și pentru asta am ținut foarte mult să fac această filmare și să vă prezint. Dacă se continuă în felul acesta, nu o să ajute pe nimeni. O să fie un minus pentru localitatea noastră, dar adevărul va fi trunchiat. Vreau ca toți cei care sunt responsabili și au intrat în această bătălie politică să fie corecți. Nu mă deranjează că mă critică, să mă critique dacă merit, dar acolo unde eu am făcut eforturi pentru a aduce un plus, pentru a pregăti dezvoltarea localității și prin minciuni, prin diferite tertipuri din astea sunt jignit față de efortul pe care eu l-am făcut, aș vrea să se liniștească și transmit un mesaj de fair play, un mesaj de corectitudine în bătălia asta politică. Dacă cetățenii își doresc o echipă sau alta, să lase cetățeanul să aleagă, nu să vină cu minciuni să denigreze această muncă pe care eu am dus-o aproape de unul singur în acești 4 ani și 3 luni de zile. Vă mulțumesc!